Urmărim imagini din Parlament, doamnelor și domnilor, acolo unde Florin Câțu face declarații, să-l ascultăm și noi. Acestor contribuții. Mai mult, este un lucru pe care trebuie să mai spun, toată lupta cu inflația este important ca deficitul bugetar, în acest context de reducerea TVA-ului și de reducerea contribuțiilor, să rămână la 5,84 sau chiar mai mic. Altfel, semnalul este greșit pentru piețe și vedem deja că dobânzile la care se împrumută statul român sunt în creștere. Reducerea TVA-ului s-ar resimți și în buzunarele consumatorilor sau doar pentru comercianți ar fi beneficii? Dacă este ceva targetat într-un anumit sector, e mai complicat să vedem buzunarele consumatorilor. Ne ducem în 2008 și în 2016, cele două exemple pe care le avem. În 2010, de fapt, a fost creșterea și s-a văzut imediat în inflație. În 2016, imediat scăderea la 24 la 20, s-a văzut imediat cu reducerea inflației cu 4 puncte procentuale. Deci, atunci când vorbim de TVA general, se vede imediat. Când vorbim de TVA în anumite sectoare, mai complicat să se vadă. De aceea, noi susținem o măsură care să ajute, nu doar o măsură populistă de ochii lumii. Au venit datele de la Institutul Național de Statistică și arată că a fost o încetinire economică în ultimul trimestru în 2021. O creștere economică pe ansamblu pe 2021 a fost mai mică decât cea prognozată, înseamnă mai puține încasări la bugetul de stat. No. Se menține... Ați interpretat puțin malițios acele cifre. Aveți parțial dreptate. Creșterea economică e mai mare decât cea care a fost bugetată. Bugetată a fost o creștere economică reală de 4,6%. Acum avem o creștere de 5,6% pentru 2021. Eu vă spun că sunt date parțiale. Cred că se va duce spre 6% creșterea economică. Da, INSEU. Eu vă spun că sunt parțiale și estimările mele arată o creștere spre 6% pentru 2021. Chiar dacă rămâne la 5,6%, oricum este un punct procentual peste ceea ce am avut în buget. Deci veniturile la buget sunt mai mari oricum față de anul trecut. Încetinirea din 2024, din final de an, aici, bineînțeles, avem un guvern nou în acea perioadă, guvernul pe care îl conduceam nu mai era în, și atunci nu mai puteam să luăm măsuri de redresare, dar ca să nu continue această scădere, sunt propuneri pe care le-am făcut ca economist, dacă cineva vrea să le ia în calcul. Dacă nu, bineînțeles, creșterea dobânzilor, inflații, conflict, etc., toate vor putea duce la o criză majoră. Dacă vrem să o evităm, am pus pe masă cele trei soluții. Ministrul Energiei Virgil Popescu ar trebui să prezinte astăzi propunerile pe care le are pentru a soluționa criza din energie. În opinia dumneavoastră era un deadline pentru această săptămână dat de premierul Nicolae. Eu nu am văzut acest deadline nicăieri. Ar fi trebuit să le dea de acum două săptămâni, susțin partenerii de coaliție. Și întrebarea este dacă a finalizat aceste propuneri și cum ar arăta ele. Deci, eu știu, la discuția la care am participat, poate au participat colegii la altă discuție, la care am participat a fost foarte simplu. Înțelegerea a fost că atunci când guvernul are soluțiile pregătite, vine și le prezintă. Nu a fost niciun deadline, nu a fost nicio problemă, avem timp să le facem. Dar guvernul, când l-are gata, le prezintă. Nu, altă deadline, eu nu știu. Vă spun doar atât, că am văzut în spațiu public și în acest context economic trebuie să fim foarte atenți. Reglementare, plafonare, toate aceste intervenții nu rezolvă problema prețurilor. Nu rezolvă nimic. Ascund prețul, îți bagi gunoiul sub preș, asta faci, dar nu înseamnă că gunoiul a dispărut. Îți apare în altă parte. Singura soluție pe termen lung reprezintă investițiile. Extinderea pieței, o ofertă mai mare. Și aici e nevoie de un acord transpartinic, invităm și pe cei la USR, dacă doresc să vină, în care să ne asigurăm că în fiecare an investim o anumită procent din PIB în energie, dacă vrem să ne securizăm energetic până în 2026. Dacă nu, vom face tot felul de chestii pe termen scurt, îi amăgim pe oameni că regăsim soluții, dar nu sunt soluții pe termen lung. Dar cum fac oameni o criză economică? Când e ultimul moment în care am putea lua aceste măsuri ca să nu avem o scădere a economiei în 2022? Ieri. Gândiți-vă că deja dacă economia a încetit în trimestrul 4, deja suntem într-un tăvăluc. Dobânzile până acum o lună, de exemplu, în trimestrul 4, dobânzile băncii centrale nu erau crescute. Deja Banca Centrală a dat un semnal clar că este o problemă reală cu inflația. Și aici iarăși fac o paranteză. Banca Centrală a schimbat discursul de la inflație temporară, tranzitorie, la un șoc permanent. De aceea vine cu creștere de dobândă. Întrebarea pentru toți economiștii acum este până unde va merge Banca Centrală cu dobânzile. Pentru că dacă rămân aici unde sunt, în teritoriu negativ,
Nu știu dacă, eu n-am văzut, dar poate există undeva vreo teorie economică care spune că poți să reduci inflația cu dobânzi negative. Eu știu că ai nevoie de dobânzi real pozitive, ceea ce înseamnă că e mai mult de crescut la dobânzile din România. Deci, dacă e un risc de recesiune, există un risc de recesiune? Dacă nu se iau măsuri acum de a stimula economia, există un risc. Cum puteți lua aceste măsuri în contextul în care socialdemocrații spun că așteaptă măsurile de la Ministrul Energiei, dumneavoastră spuneți că ar trebui că nu există un deadline pentru aceste măsuri? Eu vorbesc de măsuri pentru economie în general. Dumneavoastră vorbiți de un anumit sector din economie. Eu vorbesc de măsuri pentru toată economia, pentru toți românii. Un anumit sector, acolo se lucrează la Ministerul Energiei. Eu vorbesc de măsuri pentru a salva economia toți angajații în economie în perioada următoare. Despre asta este vorba. Despre energie, am zis, cu toți am agreat, așteptăm Ministerul Energiei, Guvernul, ANRE, cine lucrează acolo, toți experții să vină cu soluții. Pe mine mă îngrijorează și trag un semnal de alarme în ceea ce privește toată sănătatea întregii economii, pentru că deja avem semnale că acest 4,2 creștere economică pentru 2022 este puțin optimist și ca să-l menținem ca la 4,2 e nevoie de susținere, investiții, ori din sectorul privat, ori din sectorul public, e nevoie de a susține puterea de cumpărare a românilor, de aici propunerea cu reducerea contribuțiilor, deci sunt două lucruri total diferite. Înțelegem că socialdemocrații au în analiză creșteri salariale din vară și creșteri ale pensiilor din septembrie. În acest context, sunt posibile aceste creșteri? Sunt sustenabile? Nu știu ce se analizează acolo. Eu mă uit la situația economică. Orice, noi vom susține orice măsură care va crește veniturile tuturor românilor, nu doar în sectorul bugetate, să fie foarte clar. Pe mine mă interesează să creștem veniturile tuturor românilor. Deci vom susține orice astfel de măsură și, bineînțeles, măsuri care duc la reducerea costurilor de producție în economie în general sau reducerea marginală a taxării, ceea ce înseamnă și reducerea TVA. Dacă e creșterea economică de 5,4, înseamnă un punct procentual din PIB, mai mult decât încasări decât în 2021, adică o încasări mai mare decât proiecția bugetară pe care s-a făcut bugetul în 2022. Unde se duc acești bani? Stați puțin, vorbiți de 2021? Da. Și bani în plus. Banii aceia s-au dus și de aceea ne-am putut permite anul trecut să compensăm facturi pentru noiembrie și decembrie fără să afectăm deficitul bugetar. Anul trecut vă aduc aminte că execuția bugetară a dus la 96% din execuție pentru bugetul de investiții. Așa am putut să menținem ritmul economic. Sunt provocări și anul acesta, bineînțeles. Da, doamnelor și domnilor, așadar declarații Florin Câțu.